Accident teribil în județul Neamț. O femeie care se afla pe bicicletă a fost lovită mortal de un autoturism. Medicii ajunși la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, dar femeia nu a mai putut fi salvată. Accidentul tragic s-a produs în localitatea Horia din județul Neamț. Un șofer în vârstă de 38 de ani din județul Bacău a lovit cu mașina în plin o femeie în vârstă de 55 de ani din localitatea Horia, care mergea cu bicicleta în aceeași direcție. În urma impactului puternic, femeia a intrat în stop cardiorespirator. În urma apelului făcut de martori la 112, la fața locului a sosit o ambulanță, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără succes. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele care au dus la tragicul eveniment rutier.